Au consumat băuturi alcoolice, iar soția a pus mâna pe lopată și a făcut felul. Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost găsit mort cu multiple lovituri la nivelul capului. Principala suspectă, soția sa, o femeie în vârstă de 54 de ani, a fost reținută. Se pare că tragedia s-a produs după cei doi soți care ar fi consumat băuturi alcoolice s-au luat la ceartă, iar în timpul conflictului, femeia ar fi pus mâna pe o lopată cu care și-a lovit soțul în zona capului până când acesta a căzut. Inculpata, în timp ce se afla într-un imobil de pe raza comunei Vârcioroc, pe fondul unui conflict spontan cu soțul, i-a aplicat acestuia lovituri cu un corp contondent dur în zona capului și a membrelor superioare, cauzându-i leziuni ce au determinat producerea unor hemoragii externe masive, precum și a unei hemoragii meningiene survenite în cadrul unui traumatism craniocerebral. Toate acestea conducând la decesul victimei, se arată în comunicatul parchetului de pe lângă tribunalul Bihor. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Bihor, unde medicii legiști vor stabili cauza exactă a decesului. Femeia de 54 de ani a fost reținută pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, urmând să fie prezentată tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă.